Spune Allah subhanahu wa ta'ala în Coranul cel Sfânt: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Noi nu te-am trimis pe tine, o Muhammed, decât ca îndurare pentru lumi. Nu a spus îndurare pentru musulmani, îndurare pentru credincioși, îndurare pentru, știu eu, arabi. Noi te-am trimis, o Muhammed, ca îndurare pentru lumi. Pentru toate lumile, atât pentru oameni, cât și pentru animale. Și de aceea vedem în viața cum acestui măreț profet toate aceste calități cu care a fost înzestrat de către Creator, toate aceste calități la care a chemat profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu ne rămâne decât să studiem viața lui, să-l cunoaștem pe acest profet, ca să știm într-adevăr că îl urmăm pe un om demn de a fi urmat.